Vă salut! Astăzi vreau să vă prezint un subiect interesant și anume hidroterapia, aspecte pro și contra. Despre această terapie am aflat încă de la sfârșitul anilor 80, când am citit o carte despre un renumit terapeut rus pe nume Porfiri Corneevici Ivanov. Despre el s-au scris 10 de cărți, articole și vreo 10 filme s-au făcut. El folosea o metodă de tratament cu apă rece, mai exact turna pe capul omului o găleată cu apă rece care curgea pe tot corpul și repeta acest lucru de câteva ori în fiecare zi. Și prin această metodă el reușea să trateze, după autorul care a scris cartea, să trateze cea mai mare parte a bolilor. Personal am început această metodă de tratament, am încercat-o de prin anii 80 și după. În anumite situații am observat îmbunătățiri în sănătate, în alte situații nu am observat prea multe îmbunătățiri, deci are un efect limitat, să zicem, totuși nu este de neglijat. El stimulează sistemul imunitar, stimulează sistemul circulator și ajută la însănătoșirea multor probleme de sănătate. Una din metodele foarte renumite de hidroterapie sunt băile cune. Încă din secolul XIX sunt folosite aceste băi și spre deosebire de metoda acestui terapeut rus, băile cune sunt de cele mai multe ori se aplică local. Alte terapii la fel pot fi sau locale sau generale prin aplicarea sau prin dușuri sau prin aplicarea de comprese reci și calde sau prin dușuri reci și calde și este clar că sistemul imunitar este impulsionat, este intensificat și reușește să rezolve anumite probleme de sănătate. Dar există și anumite precauții pe care trebuie să le subliniem. Acestea le găsim și în literatură, dar personal am avut ocazia să întâlnesc niște situații pe teren și anume am fost la o familie care mi-a povestit despre vecinilor, un vecin care folosea hidroterapia și anume dușurile alternative. Dușurile alternative sunt niște dușuri prin care folosești apă maxim fierbinte, apoi, bine, cât poate suporta corpul fierbinte, apoi apă complet rece și aceasta o faci printr-o schimbare bruscă a temperaturii dușului, a temperaturii apei de la caldă la rece și de la rece la caldă. Și în acel caz mi-au spus că vecinul lor a murit în timpul unui astfel de procedeu. Cum se explică acest lucru? Prin șocul pe care această terapie îl aduce inimii. Dacă inima nu rezistă unui schimbări rapide a circulației sângelui și a vaselor sanguine care la răcire se contractă, la apă caldă se dilată, atunci poate să cedeze inima. De aceea este un procedeu destul de riscant atunci când vorbim de o aplicare pe întregul corp. Terapia băilor cune, în schimb, este locală. Deci ar fi mult mai ușor de suportat de organism și recomandată și nu am auzit de efecte adverse în cazul terapiei cune, băilor cune. Alte terapii asemănătoare se pot face local cu comprese sau cu
un prosop muiat în apă rece și apă caldă pot fi și alternative sau pot fi numai reci sau numai calde, depinde de situație, dar oricum să optăm pentru varianta zonală, locală. Sau putem face și pe întregul corp, dar cu adaptare treptată la temperatura a întregului corp. Nu folosim această terapie cu o schimbare bruscă a temperaturii, nici de la rece la cald, nici de la cald la rece. Am mai cunoscut încă două cazuri similare a unei persoane care a intrat în cadă. O persoană avea în jur de 50 de ani și era obosită de pe un drum, era obosită și în momentul în care a intrat în cadă a cedat inima. Și la fel de știu de o doamnă care a intrat sub duș după ce a venit de afară, fiind iarna, era foarte frig și a intrat sub duș cald, duș fierbinte și a cedat inima. Deci sunt niște riscuri destul de mari în această terapie a întregului corp cu apă, hidroterapie pe întregul corp, dar putem să adaptăm ușor corpul cu o temperatură rece. De exemplu, intrăm sub un duș răcoros și micșorăm treptat temperatura atât cât ne permite, cât putem să suportăm și menținem acea temperatură în jur de 1 minut, 2 minute maxim, pentru a crea efectul acesta al stimulării sistemului imunitar. Deci, hidroterapia este o terapie foarte eficientă și renumită pe plan internațional în domeniul acesta al terapiilor naturiste, dar are aceste precauții, sau trebuie să avem să ținem cont de aceste precauții de a nu schimba brusc temperatura întregului corp. Un alt aspect al acestor terapii este timpul necesar pentru a obține niște efecte bune în cazul terapiilor. Uneori terapiile durează o perioadă scurtă, adică se pot face doar câteva aplicații sau câteva comprese și să aibă un efect pozitiv, dar în cazul terapiilor CUNE, de exemplu, care sunt destul de renumite, programul terapiilor este de ordinul săptămânilor. Se fac două, trei aplicații a terapiei pe zi, după care trebuie să stai iarăși în pat, acoperit cu mai multe plapume și să te încălzești. Și aceasta timp de câteva săptămâni. Deci este o solicitare mare a timpului. Eu personal nu am făcut această terapie de ordinul săptămânilor, nu am făcut niciodată. Am încercat de câteva ore din acestea terapii scurte și în cazul meu nu au avut rezultate excepționale. Nu știu, probabil dacă ai face pe o perioadă mai lungă, ai putea să ai rezultate, dar cunosc alte persoane care au avut rezultate foarte bune și sunt mulțumite de aceste terapii. Eu nu le prescriu în general la pacienți terapiile CUNE. Le recomand eventual un duș răcoros după ce fac dușul obișnuit, deci practic nu trebuie să-ți iei un timp special pentru terapie, ci după ce faci dușul tău obișnuit, închei cu apă răcoroasă, rece, atât cât suporți și acest lucru sigur va stimula într-o oarecare măsură sistemul tău imunitar. Dacă vă permite timpul și aveți un program în care puteți să încercați terapiile CUNE, cred că sunt și acestea foarte bune și puteți să le încercați pentru anumite probleme. Eu personal am obținut rezultatele pe care le doream cu alte terapii îmbinând cu detoxifierea, cu postul și cu dietoterapia și de aceea nu am pus un accent foarte mare pe doar pe această terapie cu apă. Dar, în mod sigur,
este benefică și în anumite situații puteți să o încercați. Cam atât pe astăzi despre hidroterapie, pro și contra. Vă doresc numai bine, până data viitoare, să aveți parte de o sănătate cât mai bună.